ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Elevi premiați la 26-a ediție a concursului PRIS de la Francofonie. Târgu muzical la Târgu Ocna, concerte care unesc muzica barocă cu arta contemporană. Dezastru în Bacău, ploile au făcut ravagii, pompierii băcăuani la datorie. Vineri 13 septembrie 2024, Biblioteca Municipală Radu Rosetti Onești, în parteneriat cu Colegiul Național Grigore Moisil Onești, director profesor Irina Livia Enache, a organizat festivitatea de premiere a ediției numărul 26 a concursului PRIS de la Francofonie, la care au participat atât elevii moisiliști coordonați de profesorul Loredana Hanganu și profesorul Virginia Smărândița Brăescu, cât și elevi de la Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, coordonați de doamna profesor Elena Lăcrămioara Agache. Organizat anual de CEPAJ, Comité Aisiné pour l'Animation de Jumelage, concursul PRIS de la Francofonie încurajează exprimarea creativă în limba franceză în rândul elevilor din școlile de nivel gimnazial și liceal din Onești și contribuie la consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două orașe înfrățite, Aisiné-Onești, motivând elevii și recompensându-i cu premii frumoase, diplome și cărți în limba franceză, marele premiu fiind o excursie de o săptămână la Aisiné-Bordeaux din Franța. De-a lungul timpului, elevii din Onești au obținut anual numeroase premii la acest concurs francofon de creație și au fost recompensați de CEPAJ Franța cu diplome, premii în cărți de la librăria Le Mot de Zebre și o excursie de o săptămână la Aisiné-Bordeaux pentru câștigătorii premiului întâi. Câștigătorii concursului PRIS de la Francofonie, ediția 26 din 2024, sunt la nivel de liceu. Premiul întâi Daniel Iacovorski, 18 ani, Colegiul Național Grigore Moisil Onești, la Liberté, profesor coordonator Loredana Hanganu. Premiul al doilea Andrei Vasile Spoială, 19 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Morange, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Premiul al treilea Elena Pleșcan, 17 ani, Colegiul Național Grigore Moisil Onești, Comin Muș din Antoal Darine, profesor coordonator Loredana Hanganu. Mențiune Ioana Maria Gogu, 16 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești. L'amour à l'adolescence, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Mențiune Bianca Ioana Pavel, 16 ani, Colegiul Național Grigore Moisil Onești. La lingua française un entour pour ma carrière, profesor coordonator Virginia Smărândița Brăescu. Premiul pentru poezie Emilia Munteanu, Andrei Vasile Spoială, 19 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Morange, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Nivel gimnaziu. Premiul întâi Ilinca Alexandra Andreea, Liceu Paraschiv, 14 ani, Colegiul Național Dimitrie Cantemir Onești, Le Teatre, profesor coordonator Elena Lăcrămioara Agachi. Aniversarea în 2024 a 26 de ani de când a fost lansat concursul PRIS de la Francofonie reprezintă o mărturie a cooperării și dezvoltării durabile a proiectului de înfrățire dintre orașele Onești, Bacău din România și Aisiné-Bordeaux din Franța, o contribuție importantă la inițierea și reușita acestui proiect, având conferențiar universitar dr. Emilia Munteanu, a cărei personalitate și activitate remarcabilă pentru promovarea limbii franceze și a valorilor francofoniei au fost foarte frumos și emoționant evocate de către fostele sale eleve, profesor Virginia Smărândiță Brăescu și profesor Elena Lăcrămioara Agachi și de către domnul Ionuț Tenie, directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Onești, din partea autorității locale care s-au implicat activ în susținerea acestui proiect, au promovat spiritul francofon în comunitatea oneșteană și au îndrumat pe elevi pentru a-și dezvolta abilitățile de scriere creativă în limba franceză. Proiectele de înfrățire între localități construiesc dialogul intercultural și intergenerațional, promovează diversitatea lingvistică și incluziunea, înțelegerea și conviețuirea pașnică între popoare.
prin încurajarea colaborării și a schimbărilor la diverse niveluri, educațional, cultural, social, antreprenorial și economic, aceste proiecte facilitează descoperirea unor noi perspective de dezvoltare durabilă, înțelegere reciprocă, cooperare și solidaritate internațională. Prin schimburi de experiență și bune practici pe teme de dezvoltare durabilă, guvernanță locală, educație și cultură, înfrățirile dintre orașe ajută la deconstruirea stereotipurilor, contribuind la o mai bună înțelegere a provocărilor și oportunităților comune, reprezentând adevărate laboratoare de experimentare socială, în care diversitatea culturală este celebrată, unde generațiile învață unele de la altele și unde orașele devin actori ai schimbării globale. Sala de spectacole a Centrului Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna a găzduit miercuri 11 septembrie 2024 de la ora 18 un eveniment cultural deosebit, turneul Târgu Muzical. Acest proiect interdisciplinar își propune să aducă în prim plan o fuziune între muzica barocă și contemporană, completată de scenografie și proiecții multimedia, oferind publicului o experiență artistică unică. Turneul, care se desfășoară în mai multe orașe târg din România, este inițiat de Asociația Clavier Art și are drept scop revitalizarea vieții culturale din comunitățile locale printr-o abordare inovatoare a muzicii clasice. Târgul Muzical invită spectatorii să exploreze un univers cultural divers, la granița dintre vechi și nou, concret și abstract. Corina Răducanu, pianista și unul dintre organizatorii turneului, a declarat: "Sunetul muzicii clasice va fi pus în valoare printr-o formă de expresie contemporană, creându-se o punte care unește arta clasică cu arta secolului 21. Ne dorim, prin intermediul acestui concept, ca muzica barocă și contemporană, scenografia și proiecția multimedia să creeze un arc peste timp la îmbinarea dintre vechi și nou." Evenimentul oferă o oportunitate rară de a experimenta o combinație armonioasă între tradiția muzicală și tehnologia modernă, recreând spiritul menestrelilor în varianta contemporană și aducând astfel un omagiu patrimoniului cultural. Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate zilele trecute, s-a intervenit în următoarele situații: evacuarea apei din 4 curți inundate din municipiul Bacău, evacuarea apei dintr-un beci inundat din municipiul Bacău, evacuarea apei din subsolul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Bacău, evacuarea apei din demisolul grădiniței Crainou din Bacău, evacuarea apei din 6 subsoluri de bloc din municipiul Bacău, degajarea unui copac căzut peste un autoturism și salvarea unei persoane blocată în mașină din comuna Blăgești, sat Blăgești. În misiunile de înlăturare a fenomenelor hidrometeorologice sunt angajați 37 pompieri militari, ce încadrează 15 mijloace de intervenție specifice. Din fericire, în niciuna dintre situații nu s-a impus evacuarea populației. De asemenea, menționăm faptul că nu există localități izolate și nici drumuri naționale, județene, comunale blocate. Totodată a fost reluată alimentarea cu energie electrică în 3 localități, respectiv Brad, Dumbrava, Itești. În luna august, în comuna Dofteana, a avut loc o ședință comună a Consiliului Județean Bacău și Consiliul Local al Comunei Dofteana, în cadrul căreia a fost acordat titlul de cetățean de onoare al județului Bacău campioanei Valentina Cambei. Se prezintă proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău doamnei domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, personalitate marcantă în domeniul sportului bacăuan național și internațional. Am să dau citire aici și nu în totalitatea lui, spicuind din el și a referatului de aprobare, tocmai pentru a avea un echilibru în tot ceea ce aprobăm astăzi prin ședință, dar a fi și echidistanți în ceea ce privește și propunerile de cine a avut inițiativa de propuneri de cetățean de onoare pentru județul Bacău, a domnișoarei Cambei. Deci, prin inițiativa primarului Comunei Dofteana, manifestată prin adresa numărul 13322/2024, înregistrată cu numărul 22117, apoi inițiativa grupului de consilieri județeni PNL Bacău, depusă sub formă de referat de aprobare și proiect de hotărâre înregistrat la Consiliul Județean Bacău numărul 22381/2024,
și inițiativa Clubului Sportiv Municipal Onești, manifestată prin adresa numărul 1650/2024 la Consiliul Județean prin 23.462/2024, a fost solicitată analizarea oportunității conferirii titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, personalitate marcantă în domeniul sportului băcăuan național și internațional. Prin raportul numărul 23.731/0209/2024, Comisia pentru Sănătate, Asistență Socială, Tineret și Sport a Consiliului Județean a avizat favorabil propunerea privind conferirea titlului de cetățean de onoare al județului Bacău, domnișoarei Cambei Mihaela Valentin. De asemenea, am să fac un scurt, cât se poate de scurt, dar deși nu se poate, că nu putem trece cu vederea toate realizările domnișoarei. Sportiva Valentina Mihaela Cambei s-a născut la 18 noiembrie 2002 în localitatea Dofteana din județul Bacău. Legitimată la CSM Onești, eleva antrenoarei Cristina Maftei, a participat pentru prima dată în competițiile naționale în 2014. A fost selecționată la lotul de juniori a României, unde s-a pregătit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculiță. În anul 2016, la campionatele europene rezervate sportivilor sub 15 ani din Polonia, a cucerit titlul continental în limitele categoriei 44 de kg la total 137 de kg. Gândiți-vă dumneavoastră că dacă era invers. În anul 2017, la campionatele europene de haltere rezervate sportivilor cu vârstă de până la 17 ani, de la Priștina, Kosovo, în limitele categoriei 48 de kg, a cucerit medalia de aur la total cu 158 de kg. Tot în anul 2017, la campionatele mondiale de cadeți de la Bangkok, Thailanda, s-a clasat pe locul 5 la total în limitele categoriei 44 de kg cu 139 de kg, locul 7 la smuls cu 60 de kg, locul 5 la aruncat cu 79 de kg, la 7 kg de medalia de bronz. Diferența la 7 kg de medalia de bronz. În anul 2018, la europenele U17 din Italia, în limitele categoriei 48 de kg, a cucerit titlul continental la total cu 155 de kg după ce a urcat pe prima treaptă a podiumului, atât la smuls cu 67 de kg, cât și la aruncat cu 88 de kg. La Buenos Aires, Jocurile Olimpice, a concurat în limitele categoriei de 48 de kg la campionatele mondiale de haltere, care au avut loc în 2022 la Bogota, prima competiție care a punctat pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Mihaela Cambei a cucerit medalia de argint la stilul smuls în limitele categoriei olimpice 49 de kg, după ce a reușit să smulgă 90 de kg. La stilul aruncat, a avut o singură încercare reușită la 104 kg, după care a ratat încercările la 107, respectiv 108. În clasamentul total s-a clasat pe locul 4 după ce a terminat a 8-a la aruncat. Mihaela Cambei este triplă campioană europeană de senior în 2023 și 2024 și medaliată cu argint și bronz la smuls la mondialele din 2022, respectiv 2023. Ca o încununare a eforturilor depuse în carieră, în anul 2024, la Jocurile Olimpice de la Paris, la numai 21 de ani, Cambei Mihaela Valentina a cucerit medalia de argint. Față de cele prezentate, având în vedere rezultatul deosebit obținut de către sportiva Mihaela Valentina Cambei, medalie de argint la haltere în cadrul celui mai important eveniment sportiv internațional, respectiv Jocurile Olimpice de la Paris, devenind astfel vicecampioană olimpică în semn de apreciere pentru performanțele sale remarcabile, considerăm că se impune adoptarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare a județului Bacău domnișoarei Cambei Mihaela Valentina, personalitate marcantă în domeniul sportului băcăuan național și internațional.
În cadrul aceleiași ședințe, Consiliul Județean Bacău a acordat un stimulent financiar sportivei Valentina Cambei, dar și antrenoarei Cristina Maftei. De hotărâre privind acordarea de stimulente financiare sportive Mihaela Valentina Cambei și antrenoarei Cristina Maftei pentru cel mai bun rezultat obținut în anul 2024, medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Paris pe 2024. Vreau să vă spun că n-am să mai prezint referatul de aprobare pentru că ar fi redundant, dar am să vă spun că noi aceste premii le oferim în baza unui regulament și putem, deși ar fi trebuit și asta am încercat cu aparatul de specialitate, să putem da mai multe premii celor care au ajutat la formarea sportivei Mihaela Cambei, nu s-a putut din punct de vedere legal. Dar noi asigurăm de aprecierea noastră și o să vedeți poate pe parcurs, poate se mai modifică ceva în regulamentul de organizarea decernării premiilor la nivel de județ, dar deocamdată așa ne-am încadrat. Ca atare, premiul pentru domnișoara Mihaela Cambei este de 15.000 de lei, premiul pentru antrenor de 15.000 de lei. Doamnei Cristina Maftei. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru, voturi împotrivă, abține. Emoționată și bucuroasă în același timp, Mihaela Valentina Cambei a mulțumit tuturor pentru tot. În singurul rând vreau să mă aflu în fața dumneavoastră și totodată vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți astăzi numindu-mă cetățean de onoare. De obicei, nu am un discurs, dar astăzi vreau ca să-l uit pe nimeni și așa că voi cite, dacă se permite. Mă bucur nespus că performanțele mele de la jocuri i-au făcut pe români să fie mândri de mine și în mod special de comunitatea de unde m-am născut și unde am familia, Dofteana, dar și pe întregul județul Bacău. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la ceea ce eu prezint astăzi, ceea ce vă prezint astăzi, domnilor antrenori care m-au descoperit și format, Cristina și Gheorghe Maftei, clubului care m-a crescut și a investit în mine, CSM-ul Ionești, Comunitatea Comunici, Federația Română de Haltere și colectivului de antrenori care m-au șlefuit și alături de care am avut rezultate la Jocurile Olimpice, de am ieșit vicecampioană olimpică, alături de Adrian Ionescu și Valeriu Camancea. Sunt un copil simplu, crescut într-o familie modestă din Dofteana. Am învățat de mică ce înseamnă munca, responsabilitatea, ambiția și altfel am reușit să conving părinții să-mi dea drumul și să plec chiar la vârsta de 9 ani. Nu vreau să promit astăzi o nouă medalie la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028, dar ceea ce voi promite este că în acest ciclu olimpic în care am intrat, voi da ceea ce este mai bun din mine pentru a ajunge din nou pe podul olimpic și poate chiar la aur. Asta vă aștept doar Dumnezeu și cu toate vom afla împreună la momentul potrivit. Cred că sunt un model pentru tinerile și generațiile în care ne aflăm astăzi și da, imposibilul nu există. Cred că am dovedit asta prin toată munca mea și sunt mândră de asta. Dacă eu sunt și mă vedeți astăzi în fața dumneavoastră la 49 de kilograme, care am putut să ridic deasupra capului 205 total kilograme, înseamnă că se poate și orice muncă are valoare și cine crede în el, se poate. Mulțumesc încă o dată pentru recunoașterea adusă muncii mele și vă promit pentru premunca mea, voi încerca în continuare să fac pe tot să fie mândri de mine și de faptul că suntem români. Vă mulțumesc! Da, înseamnă enorm de mult pentru mine să am această onoare de a fi cetățean de onoare și în comuna Dofteana și în orașul Onești și în județul Bacău. Nu mă așteptam la asta, se pare că surprizele continuă ca de obicei și nu am decât să mă bucur pentru tot ce mi se întâmplă pentru că consider din suflet că merit după toată munca. Acum urmează recuperarea, sănătatea mai întâi, după care din nou să revin în sala de antrenament și să mă pregătesc pentru următoarele competiții începând de anul viitor.
Asta dovedește că are recunoașterea tuturor pentru ceea ce a însemnat și înseamnă ea pentru România și pentru județul Bacău. O mână de copil. O mână de copil care a plecat de acasă la 9 ani, care a plecat printr-un proiect pierde cu Berdena Federației Române de Haltere, alături de doi antrenori, iar eu întotdeauna am spus că esențele tari se țin în sticluțe mici, tată și fiică, tatăl care predă mai departe ștafeta fiicei, Gheorghe Maftei și Cristina Maftei, Cristina care, de fapt, a cochetat cu gimnastica mulți ani, după care, în momentul în care a renunțat la gimnastică, n-a renunțat la practica un sport și atunci s-a dus alături de tatăl ei la haltere. A fost... Ce vreau să vă spun este că în această poveste nu întotdeauna conducerea și managerul este pionul principal. Eu am știut de la bun început, și când zic de la bun început, undeva la vreun an și jumătate, că Mihail este un copil de perspectivă, fiindcă domnul Maftea... La ședința festivă a fost și directorul Clubului Sportiv Municipal Onești, Ingrid Istrate, care și-a exprimat recunoștința față de autoritățile locale și județene pentru aprecierea sportivei Mihaela Valentina Cambei. Și de cel care șefuiește talente. Dar bineînțeles că acesta nu poate de unul singur, ci trebuie echipă în spate. Așa cum în management îți trebuie echipă în spate, fiindcă nu poți face de unul singur totul, așa s-a întâmplat și la Mihaela, așa s-a întâmplat și la clubul de antrenori. Și vreau să vă spun că la Onești, care este un club mic, dar cu un suflet foarte mare și cu performanțe foarte mari, de la primul om care lucrează în curte, lucrează la bucătărie, preiau acești copii micuți pe care noi îi aducem, pe care antrenorii noștri îi aduc și încercăm să formăm. Și să formăm oameni, să formăm caractere și, bineînțeles, cu dorința de a forma mari campioni. Eu l-am ascultat pe domnul consilier foarte bine. Îi mulțumesc pentru inițiativă. Ceea ce aș dori să spun în mod special, într-adevăr, anul acesta la Jocurile Olimpice, pe lângă cei patru sportivi de la Onești care au participat și au reprezentat România, a existat și de la Bacău Bianca și au mai fost încă două atlete care au plecat exact pe tema și pe subiectul pe care l-a ridicat domnul consilier din lipsă de susținere așa cum și-ar fi dorit, fiindcă într-adevăr, suntem un club mic, dar atunci când ne-am luat obiective mărețe, am încercat să facem și noi, ca și sportivii noștri valoroși, ca imposibilul să devină posibil. Ceea ce cred că scapă la momentul acesta este că dublele legitimări s-au rupt, începând prin un ordin al ministrului din 18 iulie. Nu mai există duble legitimări, pentru că a rupt această înțelegere la nivel de seniori. Nu există decât la nivelul juniorilor. Dar vă mulțumim pentru... concurează la seniori. E același lucru. După categoria pe care... Nu, deci concurează la seniori. Da, eu am înțeles și mulțumesc pentru asta, dar la nivel de seniori, doamna Minsubicu a dat un ordin în 18 iulie în care nu mai sunt posibile. Dar putem găsi parteneriate și forme prin care să ne creștem, într-adevăr, sportivii, să ne rămână în județ. Mihaela este decisă să rămână acasă, deci nu vrea să plece în altă parte, fiindcă aici este. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 19 septembrie, vremea se răcește, iar cerul va fi noros. Pe locuri pot să apară adverse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 14 grade Celsius. Vineri, 20 septembrie, vremea continuă să fie rece. Cerul va fi senin, maxima zilei va ajunge până la 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 8 grade Celsius. Sâmbătă, 21 septembrie, vremea continuă să fie una rece. Cerul va fi parțial acoperit de nori.
Maxima zilei va ajunge până la 22 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții scade până la 9 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție și rămâneți în continuare alături de noi. La revedere!